Am putut realiza o corespondență și chiar o regăsire în paginile cărții. Pe de o parte a mediului, a satului, a lumii satului, a oamenilor, a mentalităților, a valorilor familiei și satului românesc. M-am bucurat să găsesc acest lucru și poate chiar într-o formă, ținând de tradiție și de autenticitate, mai pronunțată decât în Țara Moților, decât pe malurile Arieșului. Domnia sa a vrut ca această carte să nu fie nici autobiografică și nici memorialistică. Din fericire, cred că este și una și alta și, în egală măsură, o carte de istorie. Eu, ca istoric, firește, am căutat componenta de istorie, evenimentele istorice pe care le-a traversat, poziția, atitudinea, raportările la aceste evenimente istorice și regăsesc de fiecare dată, în fiecare etapă, o legătură strânsă a familiei, a comunității, a autorului personal cu aceste evenimente, o legătură trăită cu intensitate maximă, o legătură organică, cu niște implicații directe, nemijlocite asupra destinului personal, al familiei, al comunității respective, pe care autorul le reconstituie cu deplină autenticitate, cu sensibilitate, cu credibilitatea cercetătorului și a istoricului care reconstituie după documente, cu argumente serioase.